Bună! Suntem Cristina și Dorina de la Another Side of Me și pentru asta v-am pregătit Fratele Lunii, pentru că luna trecută chiar am vrut să le filmăm, dar ne-am trezit prea târziu spre sfârșitul lunii. Așa că luna asta chiar ne-am gândit să le facem la începutul lunii și să vă arătăm ce produse ne-au plăcut. Luna asta avem o surpriză, tot mai multe produse de machiaj decât produse de îngrijire. De obicei se întâmplă exact invers. Însă luna asta nu știu cum s-au strâns mai multe produse de machiaj, am încercat mai multe lucruri noi probabil. O să încep cu paleta de la Makeup Revolution Redemption Palette Iconic 3. V-am arătat-o și în videoclipul trecut cu haul-ul. Are nuanțe neutre și câteva nuanțe de roz pal, un mov mai închis și în rest nuanțe de maro, auriu, beige, sunt perfecte pentru un machiaj de zi cu zi, însă și pentru un machiaj de seară. Pe plac mult cele de parte, sunt și pigmentate, există toată ziua pe proape, noi folosim un primer și prețul a fost mai mult decât convenabil, a fost în jur de 34 de lei. E super, la calitatea pe care au, chiar își merită banii. O să continui tot cu două produse de machiaj. Este vorba despre un iluminator și un blush de la The Body Shop. Nu mai folosisem de foarte mult timp un blush cremă, nici nu mai țin minte de când. Blushul este din gama Honey Brand. Am fost foarte încântată în primul rând de nuanțe. Este vorba despre un roz piersic, nu știu dacă se vede. Inițial îl aplicam cu o pensulă, dar mi se părea că se aplică destul de greu. Adică trebuia și să tot... Peste cu nu, da, trebuia să tot insist cu pensula, așa că apoi am încercat pur și simplu să-l aplic direct și apoi să îl întind cu mâna și arată mult, mult mai bine așa. Este pigmentat și chiar rezistă foarte bine întreaga zi, bine, doar dacă nu îți pui prea mult mâna pe față, se mai ia. Dar în rest chiar rezistă super bine și mi se pare că mai rezistă puțină parfum. Nu contează oricum, chiar ne place foarte mult nuanța și ni se potrivește. Pentru tenul nostru uscat e super, da. Chiar e mult mai bun decât un blush, că nu e prăfos și nu scoate în evidență zonele uscate, e super. Blush-ul cremos îți dă așa un aspect glowy, sănătos, e chiar super drăguț. Iluminatorul este la fel, foarte cremos. Chiar iluminatorul nu folosisem niciunul până acum cremă, e primul pe care îl folosim. Când l-am testat pe mână, nu mi se părea atât de, să zic, pigmentat, nu se observa atât de bine. Dar pe ăsta l-am folosit direct din cutiuță, deci pur și simplu îl aplicam așa și apoi îl întindeam cu degetele. Și inițial, când prima oară când mi-am dat cu el, mi-am dat la fel în casă și nu era o lumină atât de bună și m-am uitat în oglindă și mi se pare că nu se vede absolut deloc. Apoi am tot insistat și când m-am uitat la lumină, de fapt am observat că afară, practic, se vede foarte, foarte bine. Are niște particule strălucitoare foarte frumoase, dar practic în casă, dacă e mai întuneric, nu știu, nu se observă. Și de data asta mi se pare că afară se vede foarte, foarte frumos, strălucește foarte frumos, dar și de asta trebuie să fiți atente cât vă dați, pentru că eu am inițial chiar mi-am dat foarte mult, pentru că mi se pare că nu se vede absolut deloc în casă, dar afară altfel stă povestea. O să continui eu cu tușul de la Maybelline, Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 Hours, în nuanța 01 Black. Vi l-am arătat în videoclipul trecut cu haul-ul, de data asta am găsit și pensula, pentru că le folosesc numai împreună acum. Am început să-mi placă la nebunie și pensula cu care a venit, e preferata mea numai împreună, le folosesc acum. Tușul e super, super bun, e foarte cremos și rezistă întreaga zi pe ploape și ce-mi place și mai mult la el, că se demachează super ușor, îl demachez cu loțiune micelară, nici măcar nu e nevoie de bifazic. Nuanța e foarte intensă, se aplică super bine, chiar îmi place la nebunie, e tușul meu preferat all time. Alte două produse pe care le-am tot folosit în ultimele două luni sunt glossurile L'Oreal din gama Mega Gloss. Am folosit intens două nuanțe, avem patru, dar două ne-au plăcut mai mult. Este vorba despre nuanța 305 Miami Vice și nuanța 504 My Sky is the Limit. Am niște nume super. Da, chiar acum le portăm pe buze. Eu port nuanța 305 Miami Vice și Dorina poartă 504 My Sky is the Limit. Și ne plac foarte, foarte mult. Inițial, atunci când le aplici, nu se observă, pare că e un gloss transparent, dar cu cât le-aș mai mult capăt de intensitate, de exemplu, meu acum s-a făcut fel de culoare așa roșu, spre roșu, smeură, ceva, și Antonie s-a făcut spre roz. Ne plac foarte mult aplicatoarele, sunt foarte drăguțe. Da, și chiar respectă forma opusă și se aplică ușor, dar sunt foarte... Chiar mi-e plac foarte mult și este și ușor de aplicat, și rezistă. Rezistă și mult, nu se lipicească. Le-am făcut și review pe blog în caz că vrei să... Sunt super, ne plac foarte, foarte mult. Mai bine. Acum am două produse pentru îngrijirea corpului de la The Body Shop, din gama Virgin Mojito.
un body sorbet și un exfoliant pentru corp. Deci sunt pur și simplu geniale. Mai ales în timpul verii acum, deci pur și simplu te răcorești parcă ai bea o limonadă când le folosești. Mai ales dacă vii de afară după o zi foarte călduroasă și mai ales acum că e caniculă și le folosești, se răcoresc și îți oferă așa o senzație foarte, foarte plăcută. Scrubul nu are particule foarte mari, foarte fin, poate fi folosit chiar și pe piele sensibilă. Și e foarte aromat și apoi după ce îl folosești miroase întreaga baie delicios, a mentă, lime și a un cocktail răcoritor, a limonadă. Și body sorbet de fapt o cremă de corp foarte light care se absorbe instant în piele, deci nici nu o puși să o pui bine pe piele, o întinzi și e deja absorbit în piele, nici măcar un minut nu durează ca să intre în piele, se absorbe foarte, foarte rapid. Și nu lasă pielea deloc grasă, e ideală pentru vară, deci cred că e printre cele mai bune loțiuni de vară pe care le-am folosit. Nu hidratează foarte, foarte bine, însă e super, pentru că vara nu ai nevoie la multă hidratare ca și iarna, de exemplu. Eu am pielea uscată și mi se pare ok, chiar și pentru piele uscată. Tot așa miroase a limonadă, delicios, deci și rezistă mirosul, rezistă câteva ore bune pe piele. E, nu știu, mai mult de atât n-ai ce cere de la o loțiune de corp. Un miros răcoritor, intră rapid în piele, nu-ți lasă textura aceea lipicioasă pe piele, e super. Îmi plac mult, mult de tot ambele și dacă vreți să încercați ceva produse pentru vară, pentru corp, chiar vi le recomand, sunt super. Am și un fond de ten preferat luna asta, este de la Golden Rose din gama Perfect Finish. Am primit câteva produse spre testare de la Golden Rose. Și am primit și acest fond de ten. Inițial când l-am văzut nu mă așteptam să fie cine știe ce și când am văzut și culoarea, credeam că e galben ca și ambalajul, dar de fapt acesta nu e transparent sticluța. Și l-am aplicat, prima dată mi-era frică să-l folosesc pentru că și atunci când l-am aplicat pe mână mi s-a părut că e prea galben pentru mine. M-am gândit totuși să-l folosesc fără să-l aplic cu alt fond de ten, să văd dacă mi se potrivește sau nu. Când l-am aplicat inițial pe față mi s-a părut galben, dar l-am întins și am așteptat să văd cum se comportă. Am rămas sincer impresionată. Când îl întins, pe față se adaptează foarte, foarte bine nuanței tenului meu. Noi suntem destul de albine, acum ne-am bronzat puțin, dar tot avem o piele destul de deschisă. Noi avem nuanța 51, prima nuanță. Pot să zic că am rămas impresionată, îmi place foarte, foarte mult. Eu am ten uscat, văd că acesta este și cu vitamina E, deci cred că de asta mi se potrivește atât de bine. Îmi place foarte mult pentru că are și acoperire medie, arată foarte bine pe ten, chiar rezistă. Ten uscat chiar mi se pare foarte, foarte bun. Așa că nu mai trebuie să judec un produs după ambalaj. Ultimul produs pe care vi l arăt e un spray pentru corp de la Yves Rocher cu busuioc și lămâie. E o ediție limitată pentru vară, din gama Plaisir Nature. Are 100 de mililitri, e super, deci se potrivește de minune cu produsele de la The Body Shop pe care vi le-am arătat mai devreme. După ce îmi fac duș, îmi place mereu să-l folosesc, pentru că se completează perfect cu aroma de mojito, aroma asta de lămâie cu busuioc. Nu miroase foarte puternic, însă e tot așa foarte răcoritor. Rezistă, să zic așa, vreo 3-4 ore. E super senzația pe care ți-o lasă. Ne place mult, acum vara se potrivește perfect. Aroma asta, noi folosim de mult un body mist, însă asta chiar m-a convins să-l folosesc. Mai am un produs pentru ten, este vorba despre crema de protecție solară de la Bioderma Aqua Fluid. Aproape am și terminat, mai avem puțin. În primul rând ne place că se absorbe imediat în piele, nu e ca celelalte creme să rămână un strat alb sau să ia foarte mult timp să aștepți înainte să aplici fondul de ten. Este foarte subțire, exact ca o apă, bine, acum nu mai avem unii așa, dar să nu se mai aude, dar când o agiți, exact pare apă înăuntru. Este pentru ten sensibil și nouă chiar ne s-a potrivit mult mai bine decât cealaltă variantă dinainte, nu vine exact numele acum. Ultrafluid. Ultrafluid, cred. Și aceasta este Aqua Fluid, cred că da. Am avut-o și pe cealaltă, dar cealaltă chiar parcă lăsa fața cam grasă, din ce mi s-a părut și nu intra la fel de repede în piele ca asta. Asta e de 10 ori mai bună, ne-a plăcut foarte, foarte mult, cu siguranță o să ne mai luăm. Și ultimul produs preferat în acest video este un rimel Mary Kay. Este primul produs Mary Kay pe care îl folosim. Facem în primul rând liuța, este destul de micuță cu pet din silicon. Se aplică foarte ușor, alungește genele și le face mai negre. Și are un aspect natural, adică nu e ceva wow. Și chiar îmi place să folosesc zi. Chiar e un rimel foarte bun dacă vă plac rimelurile care oferă un look mai natural. Acesta, am uitat să vă spun, este Gama Lash Love.
Mary Kay Lash Love. Se place că se și te machiază foarte ușor. Eu folosesc chiar loțiune micelară Bioderma și chiar se te machiază foarte ușor, adică nu am probleme, se aplică ușor, se te machiază ușor, folosesc zi de zi, chiar e preferatul meu. Acum am ceva care nu e beauty related, e vorba de cărțile de Rodica Ojo-Brașoveanu. Dacă ne urmăriți pe Instagram și pe Facebook, probabil ați văzut că în ultima vreme am devenit pur și simplu obsedată de această autoare. Eu o știam din liceu, cred, auzisem de ea, dar nu m-a pasionat deloc, nu știu de ce, când am văzut titlurile cărților ei, mi se păreau așa plictisitoare și... Au ciudățele. Da, ciudățele plictisitoare, nu mă atrăgeau absolut deloc, deci nici măcar o secundă nu mă gândeam că o să fie atât de frumoase cărțile astea. Inițial, când am intrat pe Elefant să ne luăm niște cărți, am văzut că urma avea reducere de 50% și o carte era cam 6 lei, să zic, cred că 6 lei. Transportul era gratuit. Da, transportul era gratuit. Și așa că am zis, haide să ne luăm două cărți să vedem dacă sunt ok și apoi, dacă ne plac, o să ne luăm mai multe. Cristina a avut ideea să le ia, ea le-a luat și apoi eu ziceam, mă certam, mama, de ce mi-a luat și cărțile astea? Că de obicei ia alte genuri de cărți, nea cărți în brasă. Oricum toate îi plac apoi, da. Da, și eu cer că le cumpără, da, apoi sunt... Și când am citit prima carte, eu m-am apucat să le citesc, Cristina n-a avut timp să le citească, am apucat cu... Ceanură pentru usurus, care e prima din colecția Melania Lupu. Deci pur și simplu am citit-o într-o zi și apoi că am început să le caut și pe celelalte, am citit-o și pe aceasta și apoi am mers la bibliotecă și în ultima lună am citit vreo 6 sau 7 cărți, acum de fapt sunt la 7, aceasta Locofoțul de taină. Din colecția Melania Lupu am citit 3, vreau să le citesc pe celelalte, e genială colecția asta, deci cât o carte din aproape toate colecțiile ei, cred, dar oricum asta e cea mai tare colecția Melania Lupu. E, mi se pare mai mișto chiar și decât Agatha Christie și îmi place la nebunie Agatha Christie. Deci, au și umor, mister și dramă într-o oarecare măsură. Deci pur și simplu găsești absolut tot ce vrei în cartea asta, nu știu, îmi place și personajul Melania Lupu, mi se pare un personaj genial, e construit atât de bine și sunt atât de frumoase toate cărțile. Astea din seria romane istorice și asta cu Locofoțul sunt mai... Locofoțul e o întreagă colecție, sunt Locofoțul la Andronic. Sunt mai puțin mai plictisitoare, deci astea sunt ok, dar nu se compară cu Melania Lupu, deci astea sunt pur și simplu geniale, îmi plac la nebunie și vreau să le citesc pe toate, are în total 38 de cărți, Rodica Ojo-Brașoveanu și sper să reușesc să le citesc pe toate, pentru că pur și simplu sunt minunate. Nu știu, nu cred că sunt cele mai bune cărți pe care le-am citit, dar oricum sunt în topul celor mai bune, îmi plac mult de tot. Vi le recomand, sunt sigură că vă vor plăcea indiferent de ce vârstă aveți și de ce gen preferați, pentru că sunt scrise foarte, foarte bine. Și țin în suspans până la final, adică nu reușești să-ți dai seama ce s-a întâmplat cu adevărat, pentru că întotdeauna există mai mulți suspecții, întotdeauna lucrurile nu sunt așa cum par a fi. Oricum, sunt sigură că o să vă placă, vi le recomand. Acestea au fost preferatele noastre pentru luna iulie, sperăm că v-a plăcut videoclipul. Ne puteți da like, share sau subscribe dacă v-a plăcut și noi vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou videoclip. Pa! Pa, v-am pupat!